Ultima ședință din acest an a Consiliului Local Râmnicu-Vâlcea a fost de bun augur. Pentru prima dată de la învestire, aleșii locali au intonat imnul național al României. E drept că forțați oarecum de tehnica sălii de ședințe. În plus, recenta învestire a consilierului local Vasile Cocoș în funcția de deputat de Vâlcea a oferit șansa ocupantului de pe locul 11 pe lista PSD, Florin Gianni Linteș, să devină proaspăt ales local. Comisiei de validare nu i-a rămas decât să constate legalitatea desemnării. Administrației publice locală rectificată, modificări și completări ulterioare, legalitatea alegerii consilierului. Având în vedere faptul că în adresa numărului 156/23/2016, înregistrată la primăria municipiului Vâlcea, sub număr 48.928/23/2016, Partidul Social Democrat, Organizația Județeană Vâlcea, ne face cunoscut faptul că următorul supleant aflat pe lista de candidați a Partidului Social Democrat la alegerile din iunie 2016 la poziția 10 este doamna Ceapă Iuliana Monica, care a renunțat la locul de pe listă ca urmare a cererii înregistrate sub numărul 946/2016. Totodată, Organizația Județeană Vâlcea, Partidul Social Democrat, ne comunicăm că următorul supleant aflat pe lista de candidați a acestui partid la poziția 11 la alegerile locale din iunie 2016 pentru funcția de consilier local este domnul Linteș Florin Gianni, membru PSD. Comisia a constată că au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea domnului Linteș Florin Gianni, drept pentru care am creat prezentul acest verbal. Extrem de emoționat, candidatul propus de PSD a depus jurământul de credință. Eu, Linteș Florin Gianni, membru al Consiliului Local al municipiului Râmnicu-Vâlcea, din partea Partidului Social Democrat, în conformitate cu prevederea articolului 13 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Râmnicu-Vâlcea. Așa se numește Dumnezeu. Cum Vasile Cocoș era membru al Comisiei Buget-Finanțe, rămâne de văzut pentru care comisie va opta proaspătul venit.